La monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, a avut loc în prezența conducătorilor partidului și statului solemnitatea depunerii de coroane de flori cu prilejul împlinirii unui an de la încetarea din viață a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, fiu credincios al partidului și poporului român. Conducătorii partidului și statului, întreaga asistență, a păstrat un moment de reculegere în fața criptei lui Gheorghe Gheorghiu Dej.